Hemofilia este o boală cronică rară, al cărei bun management are nevoie de asigurarea accesului la tratament și de educație. În România, situația tratamentului acestei boli s-a îmbunătățit mult în ultimii ani. Un rol cheie în această evoluție pozitivă l-a jucat creșterea finanțării din 2017 pentru Programul Național de Hemofilie, ceea ce a permis accesul mai multor pacienți. Rămâne în continuare o provocare să asigurăm tratarea pacienților conform standardelor internaționale. În urmă cu aproximativ 5 ani, consumul de factor per capita era sub o unitate internațională. Începând cu anul 2019, deja consumul a crescut semnificativ peste 3 unități per capita, dar totuși sub standardele recomandărilor europene. Astfel, cauza principală poate fi legată și de adresabilitatea corectă a pacienților în spitale. Este o direcție care trebuie păstrată în atenția medicilor și a asociațiilor de pacienți, mai ales că pandemia a restricționat major accesul la spitale și îngrijire medicală. În perspectiva Novo Nordisk, noi contribuim și susținem programele educaționale ale asociațiilor de pacienți, iar Fundația Internațională a Novo Nordisk a finanțat anii trecuți proiectul educațional Caravana de Hemofilie, derulat de Asociațiile Române de Hemofilie și Asociația Națională a Hemofilicilor din România, care și-a propus să identifice care sunt problemele locale cu care se confruntă medicii și pacienții din 9 orașe din întreaga țară. Cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Hemofiliei, fac un apel la acțiune adresat pacienților că trebuie să-și urmeze controlul periodic și reevaluarea tratamentului cu susținere și asistență de la medici și asociațiile de pacienți.